Bună ziua, prieteni! Astăzi, 12 noiembrie, vom citi rugăciune către Sfântul Martir, Atanasie Todoran. O, Sfinte Martire Atanasie, cel ce te-ai învrednicit cu darul sfințeniei pe care Dumnezeu o pregătește aleșilor săi din toate neamurile, ca dar pentru virtute, cel ce pentru apărarea credinței dremăritoare a neamului nostru ai primit răsplata muceniciei, îngenunchind în fața icoanei tale, luminată de har și dătătoare de nădejde, cu smerenie, evlavie și întăriți într-o dragoste pentru jertfa ta cea bineplăcută lui Hristos, te rugăm, dă-ne în ceasul acesta putere, tărie și răbdare, ca să putem birui toate uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca prin mijlocirea ta și cu ajutorul lui Dumnezeu să zdrobim toate ispitele diavolești, potignirile, neînțelegerile, ura, necazul, potrivniciile dintre noi și frații noștri. Dăruiește bisericii și neamului tău pace și liniște, ca să urmeze poruncilor lui Dumnezeu. Păzește credința noastră ortodoxă și ne ferește de silniciile celor rău credincioși. Depărtează de la noi cearta și tulburarea și prin rugăciunile tale cele sfinte, cere lui Hristos Dumnezeu să ne dea iertare de păcate, că El este Cel ce te-a chemat în lăcașurile sale și pe El îl preamărim întru toți vecii, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.